ziua și salam aleikum wa rahmatullahi wa barakatuh tuturor. Astăzi vreau să vorbim puțin despre cercei giuncata. După cum se vede și în imagine, vedem niște clopoței. Giunca înseamnă clopoțel. Sunt cercei care s-au născut în sudul Indiei. Inițial au fost purtați de către zeități, erau aduși ca ofrandă și apoi au trecut în spațiul laic și au devenit un accesoriu nelipsit din urechile femeilor indiene. De asemenea, și marile case de modă s-au inspirat din când în când din acest model tradițional de cercel indian. El poate fi făcut în diferite forme, mai mari, mai mici, colorați, pot avea orice culoare, pot fi în trend, așa cum vedeți cerceii cu scoici, sunt foarte în trend anul acesta și ei înfrumusețează ținuta. În zilele noastre. Ei sunt purtați în special la ceremonii, la anunți și nu numai, încă mai sunt la mare preț în zonele rurale ale Indiei.